Ulcerații ale piciorului diabetic, bătături sau unghii încarnate, acestea sunt unele dintre problemele frecvente de sănătate a piciorului care necesită îngrijire de specialitate. Podiatrul este specialistul care are grijă de sănătatea picioarelor. Picioarele fac parte din corpul nostru. Gândiți-vă că nu putem face absolut nimic fără picioare. Ei sunt de fapt acești campioni cu ajutorul cărora ne deplasăm. Ei sunt, de fapt, susținătorii noștri zilnici, fără să conștientizăm picioarele în adevăratul sens al cuvântului. Specialiștii spun că în România se produc zilnic peste 60 de amputări de picior în rândul pacienților cu diabet. Mulți pacienți ajung la medic în ultimele faze în care nu se mai poate face nimic. De aceea, specialiștii recomandă să mergem la medicul podiatru. Sunt foarte multe studii care au demonstrat că în afară de pierderea piciorului, singurul lucru care mai sperie pe pacienții cu diabet este pierderea vederii. Da? Însă pierderea piciorului, din păcate, e mult mai comună decât pierderea vederii. 8 amputații din 10 pot fi prevenite. Da? Am vrut să spun 85%, dar cred că sună mai bine. Mai bine. 8 din 10. Da? Este un handicap, este o pierdere pentru societate, pentru familie. Nu știu cum să explic. Prime multe cuvinte această stare. Cei care știu cel mai bine cât de important este să ai picioarele sănătoase sunt sportivii. Mihaela Maxim joacă basket la Universitatea Cluj și spune că ani de zile nu a existat un specialist care să aibă grijă de picioarele lor. Noi de-abia reușim să aducem un kinetoterapeut la echipă, ci să mai vorbesc despre un doctor, mai ales podiatru. De-abia am reușit să aducem, am trecut un kinetoterapeut să ne ajute în 3 săptămâni să fim capabile să jucăm 10 meciuri la campionatul european. În România sunt aproximativ 2 milioane de persoane diagnosticate cu diabet. Mulți nu știu ce face medicul podiatru, deși foarte puțini sunt cei care nu au avut vreodată o problemă cu picioarele. Ne mai dăm cu cremă după ce facem baie, ne mai dăm cu cremă, dar nu o cremă specială, de ce să zic. Un om fără picioare, ce fel de om este? Și ce trebuie făcut pentru ca să avem picioare sănătoase, nu? E foarte simplu, suntem mici zilnic. Sunt geolog, am acordat o importanță deosebită picioarelor, n-am îngrijit de ele. Permanent o încălțare comodă, în primul rând încălțarea comodă. Pentru munca mea, important a fost bocancul. 2 mai este Ziua Internațională a Podiatrului. În întreaga lume, peste 1 milion de persoane cu diabet își pierd în fiecare an un picior din cauza complicațiilor. Bărbații prezintă un risc mai ridicat decât femeile.